De data asta și în premieră este organizat în localitatea noastră, în Dumbrăvița. Ne bucurăm că am reușit să facem un parteneriat cu Asociația Producătorilor Apicol din Timiș. Încercăm să venim și în sprijinul crescătorilor de albine din localitatea noastră. Din cunoștințele care le am, știu că avem câțiva crescători de albine. Sperăm ca acest târg, fiind organizat în premiere, să fie folositor pentru toți cei din județul Timiș. Sperăm să fie producători cu standuri cât mai mulți. Noi încercăm și sigur că vom reuși să asigurăm condițiile prielnice pentru a fi desfășurat acest târg. Este o mândrie pentru noi, pentru că am fost selectați să facem organizarea acestui târg. E o asociație mare, e o asociație națională și, sigur, județul Timiș și apicultorii de aici au o tradiție veche, chiar se numără din datele scrise, mă rog, din arhiva de la biblioteci care o găsim, printre primele județe care au înființat această asociație, filialele județene locale, pentru că noi avem atât activitate profesională prin filiale județene, cât și activitate economică prin societățile comerciale. Sigur, vă mulțumim, domnule primar, pentru această colaborare cu Asociația Crescătorilor de Albine, filiala județeană Timiș, și domnului președinte Doda pentru această inițiativă, care sperăm să fie una benefică atât pentru primărie, mă rog, în ideea unei promovări, pentru că e nevoie întotdeauna în toate sectoarele, indiferent că sunt comerciale, profesionale sau instituții de altă natură, de această promovare, iar sectorul apicol, sunt convins că în urma acestui târg va fi promovat mai bine. Ne vom bucura și noi, apicultorii, pentru că putem să promovăm produsele noastre, iar consumatorii să se bucure de valoarea acestor produse, care trebuie să fim convinși că vor fi de calitate, pentru că, în general, la târguri vin producători direct, vin apicultori cu produse bune, de calitate și la prețuri, vorba românului, la prima mână. Cel mai important aspect al acestor târguri apicole ce se organizează în toată țara este comercializarea produselor pe care apicultorii le obțin și, practic, să nu mai ducem aceste produse de o calitate deosebită în afară, ci să le consumăm aici. Nu numai la nivel apicol, ci cred că la nivel de țară noi avem o problemă prin a ne comercializa și a ne expune calitatea produselor pe care noi în țara asta le obținem. Drept urmare, nu pot să spun decât că mă bucură faptul că se organizează asemenea târguri și că, practic, românul va beneficia direct de produsele care vor fi expuse în cadrul târgurilor. Pe de-o parte, și comercializarea directă în cadrul târgurilor, dar și contactul pe care consumatorii îl au cu producătorii și care va continua și în perioada dintre aceste târguri, cred că va însemna mult și pentru apicultori și pentru consumatori. Am intitulat și acest târg Târgul Apicultorilor Bănățeni, Dumbrăvița 2020, și am mai spus acolo în logo un nou pas, un nou început. Chiar dacă este prima ediție, dorim ca să continuăm acea tradiție pe care o are Asociația Crescătorilor de Albine din România, filiala Timiș, de a organiza astfel de evenimente și dorim ca la astfel de evenimente partenerii noștri, care sunteți dumneavoastră, cu cât că ar fi fost mai bine dacă am fi stat la masa rotundă, pentru că toți suntem egali și toți suntem parte în acest eveniment, chiar dacă unii mai transpiră, alții își aduc aportul într-un fel sau altul, dumneavoastră sunteți aceia care duceți mesajul mai departe celor pe care noi îi vizăm, într-un mod special apicultorii, cât și consumatorii finali ai produselor apicole. Împreună cu noi sunt colegii noștri de la București, domnul președinte Fetea și domnul Coman, domnul director al complexului, dânsii reprezintă un brand al românilor. Vreau să vă spun că
Veți vedea un banner, dacă veți veni la târg, unde scrie că duce mai departe tradiția aceea pe care anumite persoane au început-o în această țară, a domnului Veceslav Harnaș. Ducem această tradiție mai departe pentru că vrem să promovăm produse sănătoase pentru toți aceia care au nevoie de ele. Și vreau să vă spun, noi avem o problemă. Produsele noastre au două defecte. Și probabil acum domnul președinte o să spună care sunt defectele. De obicei nu se spun lucrurile acestea. Produsele noastre au două defecte. Unu, nu au picioare și în al doilea rând n-au gură. N-au picioare ca să le ducă, să ducă produsul la clientul final și n-au gură să spună cât de bune sunt. De ocazia aceasta mă voi folosi pentru că dumneavoastră veți fi gura noastră, cea care va promova această informație mai departe, să spuneți cât de bune sunt produsele noastre. Probabil, în primul rând, va trebui să le degustați. Puteți spune cât de grozave sunt. Dar, ce vreau să spun este că tradiția este tradiție și nu vrem să rămânem tradițional. Vrem ca de fiecare dată să aducem ceva nou. Pentru târgul din anul acesta este nou pentru că avem o nouă locație mult mai bună pentru cei care vor expune produsele lor, va fi în sala polivalentă din Dumbrăvița. Chiar dacă afară va ploua, chiar dacă va fi soare, expozanții vor fi protejați. Vom avea diferite categorii, începând de la miere și diverse produse cu miere, până și la echipamente apicole destinate pentru apicultori. Este perioada cea mai prielnică pentru ca apicultorii să-și achiziționeze. Vom avea produsele noastre proprii, de la Complex și de la Institut, vor fi și alți producători. Am invitat și intern și extern. Rămâne de văzut cine va veni de afară, cine vine dinăuntru. Dorim ca să invităm pe această cale și atât locuitorii din Dumbrăvița, cât și din Timișoara și din împrejurim, ca să se bucure la o degustare de miere. Vom avea un stand unde vor putea degusta mai multe sortimente, atât autohtone cât și exotice. Și pe dumneavoastră vă invit chiar la deschidere, va fi o tăiere de panlică, dorim să inaugurăm cu tăiere de panlică. Mult mai mult decât atâta, dorim ca să avem și invitații noștri să fie alături de noi, care de obicei sunt cu noi. Vom avea un program artistic susținut de ansamblurile din Dumbrăvița. După aceea vom avea câteva sesiuni științifice, vom avea câteva concursuri, sper să fie cât mai ok. Vom avea o tombolă pentru apicultori și o tombolă pentru cumpărători. Toți cei care participă, toți cei care achiziționează produse, sunt parte din tot ce se va întâmpla. Vor avea unii expozanți de castane, de eucalipt, cele clasice sunt ce avem noi. Cel mai bun produs clasic este salcâmul, pe care îl caută toată lumea. Avem un produs extraordinar, aromat, foarte aromat, mierea de tei. Un produs extraordinar care, în perioada aceasta, ar trebui să fie consumat la fiecare masă, cel puțin o linguriță, mierea polifloră. Dar să nu spunem și de celelalte sortimente care le putem avea în combinație cu nucă, cătină și alte produse. Și floarea soarelui și mana. Mana noastră este egală cu manuca de Noua Zeelandă. În urma cercetărilor. Până acum am 30 de exponanți care au răspuns pozitiv. Mai aștept și de la ceilalți. Acum depinde și de ei. Și de echipamente și cu miere. Într-un mod special, cei care vin cu miere sunt promovați local, din județ. Când vin și din afara județului, problema e că ne-am suprapus cu câteva târguri și chiar cu unul dintre cele mai mari târguri din țară. Dar noi avem local, ne adresăm apicultorilor și celor din zona noastră, localnicilor, pentru că acesta e grupul țintă. Noi am așteptat ca să vină, spunem, tot județul să participe la târgul nostru, dar suntem conștienți că vor veni cei care doresc lucrul acesta și care doresc să achiziționeze un produs foarte bun. Da, la cele sesiuni științifice participă apicultorii,
Dorim ca de fiecare dată să putem veni cu ceva nou, pentru că de fiecare dată apar anumite lucruri care sunt noutăți pentru unii dintre noi. În domeniul apicol ne confruntăm cu o serie de probleme, chiar domnul președinte vă poate spune lucrul acesta, pentru că nu avem încă o lege a apiculturii clară în care să fie stipulate toate lucrurile. Ne confruntăm cu problema rasei autohtone, care cred că trebuie să o menținem și e important. Despre acest lucru poate spune domnul președinte. Mult mai mult decât atâta, cred că fiecare apicultor, dacă este informat în legătură cu tratamentele care le facem în perioadele respective și le face la timp, e în beneficiul nostru. Pentru că infestarea cu Acareanul varroa este foarte mare și datorită tratamentului nesincronizat, s-ar putea să rămână infestarea destul de mare și atunci să pierd studii. De rasă, amintea domnul președinte, sigur, noi nu avem o problemă, au alții cu noi, să ne înțelegem. Rasa noastră este o rasă de mii de ani, avem o rasă, o albină, indiferent că îi zicem rasă sau populație locală, avem ecotipuri și de Banat, albina de munte și așa mai departe, care nu trebuie certificată neapărat, pentru că ea este aici dinaintea oamenilor, nu am venit noi să o plantăm aici, scuzați expresia. Doar că, sigur, au apărut acum niște băieți deștepți care doresc, mă rog, că vorbim, nu știu că sunteți apicultori, doresc să aducă alte rase în România. Problema cu rasa nu e o problemă. Ei doresc și au adus deja un hibrid trirasial care ne creează probleme și vom păți ca și francezii cu hibridarea totală încât nu vom mai putea produce măci din stupina noastră și vom depinde de acel furnizor de măci. Dacă asta ne dorim, asta vom avea. Se pare că actualul ministru al agriculturii, din păcate, promovează această idee. Chiar încep să facă întâlniri, au fost la Sălaj, luni invită forme asociative din Vâlcea și o să umble din județ în județ să adune adepți. Poate ajunge și la Timișoara sau în altă parte. Sigur, noi suntem împotriva acestui lucru, pentru că nu trebuie o dovadă științifică că avem o rasă, pentru că rasele au fost declarate acum sute de ani, nu au fost rase denumite pe o structură genetică de ADN și așa mai departe, că nu se vorbea acum 50, 70, 100 de ani de aceste analize care acum le putem face. Sunt rase istorice, așa cum este și a noastră, și care, sigur, că au suferit întâlniri, să zicem, ale albinelor, că vin din Ucraina, că vin aici din Serbia, dincolo din Ungaria, sunt niște populații. Dar nu înseamnă că trebuie să le recunoaștem ca rasă. Putem să le recunoaștem dacă se fac niște studii cum trebuie. Legat de acele neonicotinoide, pentru că ne-au provocat multe dureri de cap nouă apicultori. Nu mai e un conflict, pentru că s-a reușit. Inițial, Ministerul Agriculturii a reușit să înțeleagă oportunitatea stopărilor. Din discuție care noi le-am avut și anul trecut și în ultimii ani, România a cerut derogare doar pentru culturile, folosirea neonicotinoidelor, pentru cultura de porumb și sfeclă de zahăr. Culturi care nu afectează în mod deosebit albina. Sigur, albina, în perioada când nu are cules, recoltează polenul de la floarea, de la porumb și așa mai departe. Acum, de directiva europeană, sau mă rog, ultima întâlnire care a avut loc la Strasburg, s-a interzis definitiv folosirea lor și la porumb chiar. Se pare că încă mai... Nu e definitivă. Sunt niște discuții care au avut loc și probabil... Dar e un pas înainte că nu se mai folosește la rapiță de anul trecut și la floarea soarelui. Sunt două culturi esențiale. Una ajută foarte mult, sigur, și producția și dezvoltarea de primăvară, iar cealaltă, floarea soarelui, acoperă aproape 40% din producția națională. Despre asta vorbim în mod deosebit. Ori e un pas înainte și sperăm că în viitor aceste lucruri să fie rezolvate. Cercetarea lucrează. Cercetătorii au descoperit și metode alternative, biologice și așa mai departe, doar că sunt foarte scumpe, iar România nu-și permite astăzi exploatațiile agricole, nu sunt de o potență financiară atât de mare încât să-și permită să treacă brusc de la un tratament clasic la unul care costă de 10-20 de ori mai mult. Există și o inițiativă cetățenească la nivel european și vă rog și pe dumneavoastră că nu numai apicultorii pot să semneze acea adeziune prin care se adună
se încearcă să se adune peste 1 milion de semnături, încât să mergem în Parlamentul European să meargă cu acea petiție. E o inițiativă cetățenească, susținută de câte niște de ONG-uri din Germania și nu numai, la care și Asociația Crescătorilor de Albine a aderat și începem să adunăm semnături și la conferințele unde mergem, luăm date necesare să le transmitem acolo. Și vă invit și pe dumneavoastră din punctul ăsta de vedere, găsiți și pe site-ul nostru, găsiți și în revista noastră, găsiți datele și la domn președinte sau la doamna vicepreședinte de la filială și așa mai departe. Dacă vin și spun că mor, nu e bine, dacă vin și spun că nu mor, iar nu e bine. Sunt între apicultori. Problema e în felul următor. Avem un exemplu, nu al nostru, al vecinului nostru din Serbia. Nu s-a stropit nici la rapiță și nici la altceva. S-a stropit grâu. Și au murit undeva la 1664 de familii de albine. Unde? În Kikinda, în jurul. Nu România, v-a spus. Și au ajuns la concluzia că s-a stropit, s-a dat cu pesticid pe grâu și s-a dat și pe marginea șanțurilor și chestia, albina a mers și a cules de acolo, nectar. Lucrul acesta a fost fatal. Problema la noi este următoarea. Neonicotinoidele au problema lor. Relația dintre apicultor și fermier trebuie să fie una strânsă. De prietenie, de colaborare, pentru că noi depindem de ei, ei depind și de noi, într-o anumită măsură, dar putem conviețui. Dacă fermierii vor respecta anumite norme și perioada de stropire și cantitatea și toate celelalte lucruri, va fi ok. Dacă bine mă aduc aminte, asociația împreună cu o altă asociație au făcut un kit de bune practici în agricultură și apicultură. Și atunci ar fi extraordinar dacă s-ar păstra lucrurile acestea. Dar fermierul își dorește o producție cât mai mare. Apicultorul își dorește ca să aibă și el o producție cât mai mare. Apar în perioada culesurilor, sau mai bine spus, în perioada înfloririi. Se întâmplă la rapiță. Să vină fermierul să spună trebuie stropit pentru că îmi compromit recolta. Și atunci stropește. Chiar am participat acum câțiva ani la o astfel de sesiune științifică, un mare producător de pesticide și erbicide și am ajuns la concluzia că în fiecare zi, datorită dăunătorilor care există la rapiță, în fiecare zi ar trebui să stropească. Dar și eu am venit cu următoarea chestie. Domnul, vrem și noi să avem recoltă. Dar dacă respectăm acel cod al bunelor practici, va fi bine și pentru apicultori și pentru fermier. Îmi aduc aminte de, făcând o mică paranteză, de un vecin de-al meu care urma să-mi semene porumbul, mi-a zis, las că îl rezolv eu, îl tratez eu și o să fie ok. A tratat sămânța cu betoniera și a spus, dacă mușcă orice, moare. Și am zis, spune-mi, te rog, unde ai porumbul ca să știu cât mai departe să mă duc cu albinele. Ei, se întâmplă lucrul acesta pentru că și fermierul doresc să câștige cât mai mult, să cumpere o sămânță sau să aibă sămânța proprie și o tratează ei, să nu cheltuie așa mult. Problema e cu apicultorii. În momentul în care merg în pastorală, s-ar putea să lovească de lucrul acesta. Tratamente inopinante sau neanunțate care dăunează albinei. Da, după orice cules la floarea soarelui, efectivul din stupină e decimat. Da. Acum, s-ar putea să fie și din cauza apicultorilor câteodată, pentru că forțează excesiv albinele. Intră până în lan și albina nu are timpul acela de curățire și o forțează cât mai mult, ca să producă cât mai mult. Dar avantajul este minim. Dezavantajul nostru este că ne mor albinele și aruncăm vina unul pe altul, că asta s-a întâmplat. Da, am trimis invitații și la asociația din Iula. Noi ținem legătura cu dânsii. În luna decembrie îi vizităm de fiecare dată pentru că au târgul mierii și atul de dulci. Avem invitați din Serbia. Avem o legătură foarte bună la Vârșeț. În zona Kikindei mai sunt și alții care au fost invitați. Rămâne de văzut dacă vin.
În cadrul întâlnirilor noastre o să avem și un timp la civan cu apicultorii, s-ar putea să vină și doi prieteni de-ai noștri români de la, din ce localitate? Nu mai contează, din Torac. Apar filmulețe cu dânsii pe YouTube, mărini și cu mării, apicultorii bănățeni, i-am mai avut împreună cu noi și la Târgu Mierii și la alte întruniri. M-aș bucura să participați și dumneavoastră și ar fi extraordinar. Da, am vorbit cu compartimentul transport și o să punem la dispoziția cetățenilor ca la tradiționale evenimente culturale și sportive de aici, de sus, de la poliția locală, de la primărie, din parcarea primăriei. O să facem niște transporturi gratuite către sala polivalentă. Și chiar sunt bucuros că pot să fac parte din organizarea acestui eveniment, atât fizic cât și cu sufletul. Și vreau să mulțumesc și domnului primar și Consiliului Local pentru parteneriatul pe care am pus la dispoziția apicultorilor din județul Timiș. Serbia, cu care Dumbrăvița colaborează pentru că au un parteneriat, o frățietate cu cei de la Colum? Da, mai spun eu câteva cuvinte legate de asta. Deci noi avem câteva localități din Serbia cu care am colaborat de-a lungul timpului pe proiecte transfrontaliere. Anul ăsta avem o localitate din Golubac, Serbia, undeva vis-a-vis de Moldova Nouă, pe acolo este. Avem un proiect în derulare și am avut o conferință de presă săptămâna trecută la care le-am lansat și o invitație pentru a participa la acest târg al apicultorilor din județul Timiș. Au fost interesați, au zis că o să trimită, eu știu, câțiva cetățeni de acolo să vadă și cum este la noi. Noi am trimis invitația oficială luni deja și sperăm să fie prezenți aici. Ei sunt foarte interesați de schimburi din astea de experiență, mai ales în domeniul apicol, agriculturii, că ei au foarte bine pus la punct acest lucru.